8 noi cazuri de gripă au fost confirmate în ultima săptămână în județul Sălaj, 3 dintre ele la copii mai mici de 14 ani. În aceeași perioadă, spun medicii, numărul virozelor a scăzut, însă a crescut considerabil numărul pneumoniilor. Gripa continuă să facă victime în județul Sălaj. Numai în ultima săptămână, 8 persoane au primit acest diagnostic, astfel că numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 86, potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Sălaj. Din totalul celor 8 cazuri confirmate recent, 3 sunt la copii sub 14 ani, unul dintre ei fiind bebeluș. Majoritatea bolnavilor au avut nevoie de spitalizare. De la debutul epidemiei de gripă, 3 sălăjeni au decedat din cauza acestei boli. Este vorba despre 2 bărbați de 57, respectiv 60 de ani, și de o femeie de 63 de ani, toți nevaccinați antigripal și toți cu condiții medicale preexistente. Reprezentanții de SP Sălaj susțin că în ultima săptămână peste 2000 de sălăjeni au fost diagnosticați cu viroze, numărul lor fiind cu aproape 10% mai mic decât săptămâna anterioară. Alți 235 de pacienți au fost diagnosticați cu pneumonii, cu 20% mai mulți decât în urmă cu o săptămână.